Corneliu Gârjoabă și-a câștigat în instanță dreptul de a fi reangajat în cadrul Complexului Energetic Oltenia. El a plecat din cadrul complexului odată cu concedierile care au avut loc în luna iunie. Decizia de concediere a fost anulată de Tribunalul Gorj, acesta fiind salvat de calitatea de lider al Sindicatului Salariaților. Sentința poate fi atacată, însă este executorie. Judecătorii de la Tribunalul Gorj au anulat decizia de concediere a lui Corneliu Gârjoabă. Admite contestația, admite cererea de intervenție accesorie formulată de intervenientul Sindicatul Liber al Salariaților din Complexul Energetic Oltenia S.A. Anulează decizia de concediere, obligă părâta să reintegreze reclamantul în funcția deținută anterior emiterii deciziei de concediere, obligă părâta la plata către reclamant a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care acesta ar fi beneficiat începând cu data de 2-6-2015, cu apel, a stabilit instanța. Reprezentanții CEO a declarat că vor respecta decizia tribunalului, dar o vor ataca cu apel. Este o decizie care este executorie și sigur, dacă domnul Gârjoabă va solicita acest lucru, va fi pus în aplicare imediat, dar fac precizarea că vom apela această decizie. Deci, Complexul Energetic Oltenia va introduce recurs împotriva deciziei, împotriva sentinței Tribunalului Gorj. Corneliu Gârjoabă nu a fost de găsit pentru a comenta situația.